Bună, draga mea. Sunt Luna Ala. La începutul ultimei luni de toamnă, vibrațiile disarmonice ale universului îți vor afecta negativ sfera relațiilor interpersonale, stabilitatea aspectelor psihologice și emoționale, precum și flexibilitatea, deschiderea și capacitatea de a căuta soluții de compromis. Fecioarele vor avea multe întrebări pentru sine în noiembrie. Va trebui să treci prin multe momente neplăcute când principiile tale de nezdruncinat sunt în pericol. Și totuși, cu ajutorul bunului simț și al intuiției, vei face față oricărei situații neplăcute. Încearcă să cauți o ieșire în momentele plăcute din viața ta, de exemplu, în relațiile romantice. Dragoste, pe frontul dragostei, pentru fecioarele singure, viața este în plină desfășurare. Universul îți va oferi multe șanse să-ți aranjezi viața personală. Cu toate acestea, nu toată lumea vrea să le folosească. Astrele avertizează, nu căuta perfecțiune în ceilalți. Fii mai răbdătoare cu neajunsurile și greșelile altora, atunci vei deveni mult mai fericită decât ești cei care și-au întemeiat deja o familie vor avea ocazia să confirme titlul de soție sau soț, va fi nevoie de mult efort pentru a-ți face casa mai confortabilă emoțional. Vei dori să oferi dragoste, afecțiune și grijă casei tale. Acei reprezentanței zodie care nu cu multă timp în urmă s-au căsătorit se pot gândi să adauge un nou membru la familie. Cel mai de succes pentru concepție va fi sfârșitul lunii noiembrie. Oprește în fașă orice iritare care apare de la adresa ta către a doua jumătate, nu ai nevoie de certuri, mai ales dacă sunt de la zero. Sănătatea, la începutul lunii, astrelele sfătuiesc pe fecioare să se ferească de vânăta și întorse, să fie deosebită de atente la gheață sau orice suprafață care poate fi alunecoasă datorită apei, cele care sunt predispuse la alergii ar trebui, de asemenea, să fie atente. Nu experimenta cu alimente sau produse cosmetice chiar acum, poartă întotdeauna antihistaminice cu tine întrusa de prim ajutor. Dacă decizi să zborim țări asiatice, amintește-ți de riscul crescută de indigestie și intoxicare. În general, astrele nu promit probleme serioase de sănătate. Întărește-ți corpul cu activități sportive. Dacă combini activitățile fizice cu o alimentație adecvată, atunci până la vară vei putea obține silueta perfectă. În plus, vei începe să te simți mai bine și să dormi mai bine. După 20 noiembrie, orice proceduri cosmetice de îngrijire a pielii vor avea succes. Banii Horoscopul spune că reprezentanții acestei zodii nu ar trebui să pretindă funcția de conducere. Acum trebuie să stai pe margine, fiind în același timp un cardinal gri. Nu te lăsa descurajată de această situație, pentru că în curând totul se va schimba în favoarea ta. Până la sfârșitul lunii, vei avea toate șansele să-ți crește averea materială. Chiar și cei care sunt nevoiți să rămână acasă sau să rămână fără muncă vor putea găsi un loc de muncă decent cu normă parțială de la distanță. Întreprinzătorii individuali ar trebui să se gândească la extinderea afacerilor. Nu ar trebui să economisești pe acele lucruri care se pot transforma într-o afacere profitabilă pentru tine. Nu-ți fie teamă să investești, dar dacă nu ești bine versat în această privință, atunci contactează un prieten bun sau un specialist competent. Graba și o decizie pripită îți pot juca un truc murdar, așa că încearcă să faci totul după ce te gândești de mai multe ori. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!